Bună ziua, doamna ministru Ligia Deca, mulțumim pentru interviu. Se împlinesc zilele acestea, cred, 2 ani de când ocupați funcția de ministru. Ați venit cumva din exteriorul clasei politice, primită oarecum cu ostilitate în anumite zone. Cum vedeți funcția ministerială după 2 ani la Ministerul Educației? Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru oportunitatea de a face acest interviu. Într-adevăr, se împlinesc 2 ani de mandat, s-au împlinit. Urmează o perioadă foarte agitată de final de mandat, având în vedere ciclurile electorale, și cred că după 2 ani am înțeles mai bine când este momentul să insiști cu reforme, când este momentul să-ți dai mai mult spațiu de discuții publice, de consultare, și de asemenea cum faci ca reformele pe care le propui să treacă testul timpului, pentru că asta e foarte important în educație. Lumea își dorește predictibilitate. Din ce în ce mai mult oamenii sunt alergici la risc, mai ales când e vorba de copii, și e de înțeles, sunt și eu părinte și îți dorești lucruri previzibile, analizate, testate. Și din această perspectivă, cred că orice ministru al educației are această datorie să dialogueze cu oamenii, să dialogueze cu actorii din sistem și să se asigure că orice schimbare este bine gândită și este cumva stabilă în timp. Și asta ne-am și dorit să facem, atât prin dezbaterile la legile educației, cât și prin ritmul în care am introdus reformele din lege. Vis-a-vis de scena politică, eu cred că un ministru care își dorește reforme de fond are nevoie de sprijin politic, și atunci, în mod firesc, chiar dacă înainte, într-adevăr, aveam un profil mai degrabă diferit de cel al omului politic clasic, am avut nevoie de acest sprijin politic și aici, într-adevăr, am fost foarte recunoscătoare că l-am primit. L-am primit și cumva adoptarea ideii de reformă de către Partidul Național Liberal și sprijinul și în Parlament, pentru că legile au trecut în procedură parlamentară normală, au însemnat enorm și cred că va însemna enorm asta și pentru viitor. Dumneavoastră ați venit pe valul de reformă, ca să spunem așa. Cum vedeți impactul de până acum și cum preconizați că se va schimba sistemul de învățământ în urma reformelor pe care le-ați promovat până acum? Păi cred că avem nevoie, în primul rând, să schimbăm fața școlilor, și am făcut asta prin investițiile din PNRR, 3,5 miliarde de euro, care înseamnă că fiecare școală, fiecare dintre cele 6.000 de școli cu personalitate juridică, au avut parte de mobilă nouă, dotări în laboratoare, laboratoare inteligente când vine vorba despre licee, săl de sport dotate, cabinete de consiliere dotate, și lucrurile astea schimbă atmosfera din școală. Atunci când ai infrastructură nouă, când ai ce trebuie, crește și calitatea procesului educațional. Crezi că reformele pe care le-ați introdus în ultimii ani sunt cu adevărat de durată? Și vă întreb pentru că țin minte legea 1, care probabil a fost cea mai ciuruită lege din toate legile din România. Crezi că vor rezista indiferent de contextul politic care va urma în următorii ani? Cred că orice lege este perfectibilă, adică sigur că în implementare vezi lucruri care puteau să fie un pic altfel, dar cred că principiile mari trebuie să reziste. Trebuie să reziste măsurile care îți garantează calitate, echitate, incluziune, principii sănătoase. Dacă astea rezistă, mecanismele, legislația secundară, virgulele puse ulterior, nu sunt atât de importante. Sunt 2 legi foarte modificate în Parlament, a educației și a sănătății. De ce? Sunt cele mai mari sisteme publice și, evident, există foarte multe opinii legitime de cum ar trebui făcute lucrurile. Mai cred ceva. Noile legi ale educației, și atât cea a învățământului preuniversitar, cât și a învățământului superior, au trecut prin procedură parlamentară normală. Asta înseamnă peste 1 lună și jumătate de dezbateri în Parlament, în Camera Deputaților, în Senat, modificări aduse din partea tuturor partidelor politice. Asta îți garantează un nivel de ownership din partea tuturor celor implicați în scena politică. Și vreau eu să cred că și dezbaterile îndelungi pentru a ajunge la viziunea care a stat la baza legilor va conta în constanța lor în timp. Din nou,
modificări minimale întotdeauna vor fi, pentru că lumea evoluează. După pandemie am avut nevoie de modificări pe ce înseamnă învățământul hibrid. După ce am avut cazurile de violență în societate, a trebuit să vedem cum modificăm pentru a permite monitorizarea audio-video în condiții de siguranță, de respectare a regulamentului GDPR. Sunt chestiuni normale, nici o lege nu este de neschimbat. V-aș întreba de planurile noastre pentru viitor. Se termină mandatul legislativului și implicit și al guvernului. Vă doriți să candidați pentru un post de parlamentar? Vă doriți să continuați poate ca ministru? Unde vă vedeți după acest herup electoral din noiembrie-decembrie? Mi-aș dori să pot să continui să contribui în tot ce înseamnă reformele educaționale. Eu mi-am dedicat toată viața politicilor educaționale și educației în general. Am început ca reprezentant al elevilor și studenților și am ajuns în această postură de ministru. Cred că niciunul dintre noi nu este permanent pe o funcție. Cred că trebuie să mai ai și răgați de reflexie în viață. Nu am încă certitudini cu privire la ce se va întâmpla după 31 decembrie sau după 23, mă rog, dar cu siguranță mi-ar plăcea să pot contribui în continuare. Din orice postură, știu eu, voi căpăta fie încredere publică, fie în orice postură voi reuși eu să construiesc profesional. Din acest punct de vedere, este natural ca după ce ai inițiat și ai început implementarea unor legi, să-ți dorești să poți să contribui în continuare, vom vedea în ce capacitate. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumim pentru